La o lună de la izbucnirea războiului între Israel și gruparea teroristă Hamas, avem pentru dumneavoastră imaginea din satelit cu cele mai recente progrese ale armatei israeliene în interiorul fâșiei Gaza. Cel mai lung traseu, doamnelor și domnilor, parcurs de către militarii de la IDF este acesta de aici, din nordul fâșiei Gaza până în acest punct, în apropierea taberei de refugiați al Shati. Aici au făcut baricade din nisip după ce au fost distruse câteva dispozitive Hamas și a fost marcată această zonă ca o zonă de așteptare. Priviți, acest punct, doamnelor și domnilor, se află la o distanță de aproximativ 5 km de inima orașului Gaza, adică sediul central al grupării Hamas. Aici au fost observate foarte multe tancuri și blindate aparținând, evident, armatei israeliene. Un alt punct foarte important este, iată, acesta care este foarte aproape de țărmul Mediteranei. Și aici IDF este prezent cu tancuri și blindate. Tot acest traseu, doamnelor și domnilor, a fost parcurs de către militarii israelieni în ultima săptămână. Este un traseu securizat, iar pe aici, prin această zonă, intră constant alte trupe în fâșia Gaza. Alte puncte strategice sunt și aici, în zona Beit Hanun, în orașul din Gaza. Aici progresul nu este chiar atât de mare, undeva la 2 km în interiorul fâșiei Gaza, dar există indicii că de aici trupele vor înainta tot până spre centrul orașului Gaza. Potrivit informațiilor publice transmise de IDF, atacurile către această zonă, de centru, se vor intensifica în perioada următoare. Niciun armistițiu nu va fi posibil, o spunea chiar premierul Benjamin Netanyahu, dacă Hamas nu eliberează toți ostaticii care ar fi ținuți chiar aici, în tunelurile, în subteranul din Gaza City. Haideți să vedem acum cele mai recente imagini de pe front. În urmă cu exact o lună de zile, militanții Hamas invadau Israelul și lansau unul dintre cele mai sângeroase conflicte ale deceniului. Mii de oameni au fost uciși și răpiți, în timp ce alte câteva sute așteaptă să poată ieși din fâșia Gaza în siguranță. Și acum atacurile continuă de o parte și de alta. Alfa. כוחות היחידה נטרו מיפו והשמידו תוואי מינור התקפי של ארגון הטרור חמאס. התוואי עובר בתוך שכונת מגורים, בתוך הבתים האזרחיים, נפצע ממש בסלון הבית. כוחות היחידה ימשיכו במאמץ ההתקפי וישמידו כל תשתית של ארגון הטרור חמאס. Tot astăzi, sute de oameni au plecat din nordul fâșiei Gaza spre sud printr-un coridor umanitar deschis de forțele de apărare israeliene. Urmările războiului sunt dezastruoase, mai multe orașe din fâșia Gaza și Israel au fost puternic afectate de atacurile aeriene. Conflictul a atras după sine și proteste în zeci de orașe ale lumii. Mai mult decât atât, din cauza situației tensionate, studenții israelieni din alte țări se tem pentru siguranța lor. It's honestly really scary, and I feel like I kind of have to hide the fact that I'm Jewish. I feel like I kind of always have to have like my eyes and ears like open of when I'm just walking to class. I don't want anyone to come up to me, and the last thing I want when I'm walking to class is for someone to attack me for literally just being Jewish. La o lună de la momentul în care copilul său a fost răpit, un tată a aflat că fetița sa ar putea fi în viață. Extremely worried about her, obviously. What conditions she's been held in. She's, you know, more than likely in a tunnel somewhere under Gaza. Your imagination is horrible. And it's her birthday on the 17th of this month. She'll be 9. She won't even know what day it is. She won't know what day it is. She won't know it's her birthday. În urmă cu puțin timp, IDF-ul a anunțat că ar fi preluat controlul asupra bastionului militar al Hamas din nordul Gaza.